ce pot să spun e că ne dorim foarte mult, facem un rezultat foarte bun la Final Four și ce vrea Dumnezeu. Veți juca la Cluj, atmosfera acolo e una electrizantă. Da, sperăm din suflet și ca și la Final Four să fie lume, mai ales pentru că știm că se poate. Nu o să uităm meciul acela împotriva Norvegiei, când publicul a fost pe departe uimitor. Baia Mare, în ciuda problemelor care au fost și care se știu, a reușit să se califice în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Acum veți apăra trofeul, sunteți deținătoarele Cupei României. Da, într-adevăr, ne-a rău să comentez despre acest lucru. Noi, jucătoarele, ne-am făcut datorile pe deplin, ne respectăm și, în primul rând, luptăm pentru că așa suntem noi. Tu, așa ca din punct de vedere fizic al sănătății, ești ok? Da, într-adevăr, eu mă simt foarte bine, mai ales că am jucat în ultimele luni și pentru mine asta contează. Sunt foarte bine. Mulțumesc foarte mult și